Brian Zembic este un magician și jucător profesionist de poker, table și blackjack. El este cunoscut pentru curajul de a accepta multe pariuri nebunești. În 1997, în timp ce mânca împreună cu doi prieteni într-un restaurant, a comentat despre sânii unei fete spunând: "Dacă aș avea și eu sânii așa, aș atrage la fel de multă atenție ca ea." Așa că unul dintre prietenii săi a decis să-l provoace, oferindu-i $100,000 pentru a-și face implanturi mamare. Brian a acceptat și după ce s-a întors la New York și-a făcut implantul. După operație, Brian avea sâni, mărimea 36C. A câștigat pariul, dar asta nu este cea mai importantă parte a poveștii. El a păstrat implanturile până în prezent, susținând că sunt un magnet pentru femei și că a făcut cuceriri impresionante. Probabil subiectul de discuție este cine le are mai mari.